8 ani de închisoare pentru Elena Udrea, fostul ministru al dezvoltării și turismului, este acuzat de instigare la luare de mită și spălare de bani, fapte ce s-ar fi întâmplat în timpul campaniei electorale din 2009. Decizia la care au ajuns astăzi judecătorii nu este una definitivă. În același dosar a mai fost condamnată Ioana Băsescu la 5 ani de închisoare, iar jurnalistul Dan Andronic a fost achitat. Au fost date sentințele astăzi în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009. Elena Udrea a fost condamnată la 8 ani de închisoare, fiind acuzată de procurorii DNA de instigare la luare de mită și spălare de bani. Nu mă așteptam, sub nicio formă, nici eu, nici avocatul, nici nimeni dintre cei care cunoșteau acest dosar. Adică am crezut, sigur, nu pot să fiu niciodată convins că funcționează justiția în țara asta, dar totuși am crezut că va fi achitare pentru toate capetele de acuzare. Ultimul termen din acest dosar a avut loc în luna ianuarie. Atunci un procuror al DNA a cerut condamnarea Elenei Udrea la 12 ani în spatele gratiilor. Judecătoarea care m-a condamnat 8 ani în acest dosar, chiar ea recunoaște că la vremea la care în 2009, când s-a întâmplat referendumul și fapte în acest dosar, nu exista text de lege care să incrimineze faptele care judecați în acest dosar. Este vorba de un lucru de elementar, de primoan, de drept, pe care orice student îl știe. Și cu toate astea, judecătoarea mă condamnă pentru faptele care nu erau prevăzute de legea penală. Sentința de astăzi, Elena Udrea o consideră o răzbunare directă la adresa ei. Nu trebuie să ne raportăm la ceva când dăm pedepsele astea, la gravitatea presupuselor fapte, la, nu știu, consecințele. Cum să dai 8 ani pentru așa ceva? Este și o pedapsă, spuneam și am spus la fiecare intervenție. Nu, și extrem de imorală, de lipsă de umanitate. Cum să condamn o mamă, o femeie, o mamă cu un copil de 2 ani? Cum să condamn la 8 ani de pușcărie pentru așa ceva? Vom declara apel împotriva acestei sentințe și după primirea motivării o să și motivăm apelul și ne vom judeca la înalta curte. Nu doar numele fostului ministru al turismului se află în filele dosarului finanțării campaniei electorale din 2009. Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al țării, a fost și ea condamnată la 5 ani de închisoare pentru instigare la spălare de bani și de lapidare. Jurnalistul Dan Andronic a fost și el acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului. În cazul lui s-a decis achitarea. Urmează acum recursul la Înalta Curte de Casație și Justiție, care trebuie făcut în termen de 10 zile. Există mai multe posibilități, fie să obțină o scădere a pedepsei, fie să obțină o achitare, fie să obțină, de fapt, parchetul pe apelul pe care îl formulează, o creștere a condamnării, respectiv a numărului de ani pe care i-a stabilit instanța. În urmă cu 3 ani, Elena Udrea a mai fost condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute. Atunci aceasta a fost reținută de Interpol și a ajuns într-un penitenciar din Costa Rica alături de Alina Bica. După 2 luni de închisoare, au fost eliberate.